Salutare prieteni și bine v-am găsit la un nou vlog de pe acest canal, Faraoanu Emanuel Ciprian. În acest videoclip, cum vedeți și în titlu, am dat start la incubare. Adică am pus incubatorul clocitoarea seria a doua. Nu chiar azi am dat drumul, astăzi este joi, 17 martie. Videoclipul cred că va fi postat vineri pe 18 martie 2022. Incubatorul a fost pornit marți dimineața, asta fiind venit pe 15 martie, da, cred că marți a fost. Marți dimineața i-am dat drumul, cum vedeți și voi, temperatura este 37,6 grade, este foarte bună. Știu că avea un pic de praf aici. Incubatorul, chiar sunt foarte mulțumit de acest incubator. Am și garanție la el pe 2 ani. Acesta este al doilea an. Adică de-abia am plinit un an. Este foarte bun și vreau să mai iau încă unul, dar anul acesta nu, deoarece s-a scumpit curentul. Și ca să pun două, nu prea îmi convine. Adică mie îmi convine, mama și tata nu vrea. Dar asta nu e o problemă. După cum vedeți, nu le-am semnat pe toate. Am semnat doar câteva, că nu mai vrut markerul să semneze. Și avem doar unul în caz. Am băgat în jur de vreo 70 de ouă. Avem vreo 33 de ouă de viandot argintiu. Vreo 17 de găină pitică. Și vreo 27 de găină normală, de casă, de țară. Vedeți, nu le semnăm pe toate. Apă nu lipsește de la ele, de la incubator, apă niciodată. Nu le pun în prima alveolă, le pun în amândouă alveole, ca să nu lipsească apă. Anul trecut puneam doar în prima, dar nu știu dacă știți voi, în toamnă am filmat la un crescător, Adrian, și mi-a zis că nu e neapărat, deoarece el pune câte 5-6 incubatoare odată. Și nu e neapărat să pun doar în prima alveolă, pot să pun în amândouă fără nicio problemă. Din prima serie mi-a scos 37, deoarece nu mi-a scos mai mult, deoarece se luase curentul. Și na, chiar în ziua când scotea atunci a fost problema aceea, dar na, nu este nicio problemă. Clocitoarea și-a făcut treaba și își face treaba în prezent și anul trecut și-a făcut treaba. Și acum aș face treaba, ați văzut, decât două zile am lăsat-o pe repauz, adică n-am băgat-o în priză, am pus-o iară deoarece vreau cât mai mult, deoarece aveam ouăle alea de viandot, mai aveam aici, jos, încă vreo 60 de ouă și am pus-o repede de viandot. Am de azi două ouă de viandot, cred că acum ce am să strâng vreo 10, să le vând la cineva cu 6 lei oul de viandot argintiu. Am decât două. Aici am și acvariu. Puii care am scos din prima serie îi țin la mine în cameră, la fel ca și cu ce îi avem aici. Nici nu știu cât țin, vreo 37-38. Am și de viandot vreo 6-7. Am și de găină pitică, cum ar fi acesta. Asta e de viandot. Sunt destui și acesta. Am vreo 6 și de găină pitică, iar restul de găină de țară. Pentru că și acestea sunt foarte bune de ouă, chiar am vândut ouă în toamna asta, adică scapă găinile mele, face ouă de rupe. În 3 cutii de astea le pun concentrat de maraj direct din fabrică. Din coace le pun apă, veoza merge. Veoza de la biroul meu am pus-o la pui. Au talaj pe jos. Noaptea, dacă vă întrebați, nu-i țin cu bec. Aici, la natural, pun un scaun aici și îi lipesc pur și simplu de sobă, la căldură. Le acopăr cutia și merge. O să-i mai țin câteva zile în cas, deoarece aici la mine în Bacău a fost câteva zile ger. Adică a fost minus 7-8 grade pe zi și noaptea minus 15, minus 14.
puii aia de afară au rezistat fără nicio problemă, deoarece le-am pus două becuri. Așa că nu este problemă. Asta de casă văd că se dezvoltă foarte bine. Mănâncă de maraj. O să mergem să vă-i arătăm și pe aceia de afară. Am ieșit afară, este seară, este ceasul 6 fără 5 minute. 6, adică 18 fără 5 minute. Aici avem demaraj, adică în magazine, în Agroland, Agroland, astea este chiar și 200 de lei sacul, 1.900.000, dar eu am pe cineva de aici din fabrică, neam de-a meu, prieten de familie, în care are cunoștință și mi-aduce cu... Iau cu 100 de lei sacul, nu avea mici de o zi. Adică mici de o zi, ce prost sunt, concentrate mărunte pentru pui de o zi, mi-a dat de steleante, dar eu îl macin la moară fără nicio problemă. Și pentru iepuri face la fabrica aceea, dar nu stric banii degeaba. Adică pot să ia, dar stau bine și așa. Iar aici am luat 2 saci, am dat 200 de lei, 2 milioane. Dacă luam de la Agroland, dădeam vreo 300 de lei 90. Cam așa, da. Aproape 400 de lei, pentru că sunt 1.900.000, adică 190 de lei sacul de 30 de kilograme. Acesta are 50 de kilograme și am dat 100 de lei, deci e 1 leu direct din fabrică de maraj. Cresc foarte bine puii, nu am nicio problemă în fiecare an eu de la acea fabrică. Iar aici, de la mine din sat, sunt doi oameni care... se ocupă cu tâmplăria și asta aș vrea să învăț și eu. Și am luat de la unul, de la cineva de aici din sat, un tâmplar care face mese, scaune, de toate astea, dulapuri. Am luat 2 saci de talaj. Talajul este de brad și de fag. Unul este de brad, unul de fag. Și de la mai este tâmplarul celălalt din sat, face pentru biserici. Aici avem demarajul. Bine că i-am pus și o cană de tărâțe, adică urluială, păsălău, cum se zice la noi. Tărâțe, poate știți voi, sau urluială. Îl macin. I-am pus o singură cană, de aia de albastră, de un litru. De un litru, un kil de păsălău de la le-am pus aici. Și n-au nicio treabă, mănâncă foarte bine puișorii. Și se dezvoltă foarte bine, foarte bine, aici la ăștia. Aici la ăștia se face condens înăuntru. Este o căldură imensă. Aici s-au dezvoltat și acești pui. Chiar cresc destul, foarte, foarte, foarte bine. Aici am adăpătoarea asta. Că fac mizerie. Da, o scot eu afară și o spăl. Aici le pun concentrat. Vedeți, au, fără nicio problemă. Mă cât trebuie că asta hrănitoarea este cam anicapată. Am pus un pic de talaj, dar nu... nu mult, deoarece ei stau bine aici, au și cloșca, se pun sub cloșcă, dar vreo 3-4 se pun sub cloșcă, vreo 2 se pun pe cloșcă, iar restul stau sub bec. Le-am pus lucernă uscată, că ciupe din ea și are vitamine. Asta vă îndemn și pe voi, să ne filmăm un pic mai bine. Am 23, restul a murit de la frig, bineînțeles, a fost frigul ăla. Le punem înapoi. Le filmăm prin găuri, deoarece am două găuri aici. Una aici și una acolo la bec. Făcute de mine frumos. Dulapul ăla din casa lui bunicu. Nu știu cum să filmez. Filmez în partea asta lantă. Azi se filmează așa de bine. Sper că vi-am arătat. Folosesc becuri de astea, nu folosesc de la bec infraroșu, de la de căldură, nu-l folosesc, am mai folosit, dar era să-mi iei foc această încăpere din cauza la acel bec, și azi că nu mai folosesc becuri de alea cât o trăi eu. Una consum foarte mult, adică nu chiar consum chiar foarte mult, dar era să iei foc, deoarece cea la produce căldură foarte mare. Și undeva acolo unde produce chiar căldură foarte mare, firele acelea s-au
s-au topit și deja se aprinse acolo și noroc am fost acasă pe fază, aici a fost înainte să mă apuc eu de YouTube, aici țineam într-o maternitate, dar bineînțeles că s-a luat foc și maternitatea aia și a devenit cenușă și ea, dar bine că n-a apucat să ardă bucătăria. Deci, bun prieten, cam atât a fost cu acest videoclip, nu uitați să dați acolo și voi un like, să vă abonați. Voi a fost Emi și noi până pe data viitoare ne revedem. La revedere!